Președintele ales Maia Sandu beneficiază de bază de stat începând din această săptămână. Anunțul a fost făcut de șeful statului în exercițiu Igor Dodon. El a mai precizat că a dispus oferirea pazei pentru Maia Sandu, deși potrivit lui, legislația prevede că președintele țării poate fi protejat de agenții SPPS după depunerea jurământului. Jurământul a spus să fie pe 24-25 decembrie, numai de vreme. De moment ce are dreptul la pază. Dar țin cont de situația care este în țară. Eu am luat decizia și am dispus ca paza să fie acordată domnului Maia Sandu săptămâna aceasta. Cu toate că legislația nu presupune. Igor Dodon a povestit că în calitate de prim-ministru Maia Sandu a avut dreptul la pază până în 14 octombrie 2020, totuși încă în luna martie ea a refuzat paza. SPPS-ul nu a acceptat acest refuz pentru că este articolul 6 alineatul 6 din legea SPPS care spune că în condiții de stare de urgență, dar noi în luna martie eram în stare de urgență COVID. Serviciul nu poate refuza paza pentru persoanele care sunt protejate de stat. Doamna Maia Sandu a dat în judecată pe data de 23 aprilie SPPS-ul și de pe data de 23-24 aprilie deja SPPS-ul nu mai acordă pauză. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au confirmat pentru Publica TV că Maia Sandu beneficiază de serviciile SPPS. Șefa Serviciului de Presă al Partidului a declarat că președintele ales beneficiază de un agent de pază, de o mașină și un șofer. Am trimis și o solicitare la Serviciul Protecție și Pază de Stat pentru a afla alte detalii, dar deocamdată nu am primit vreun răspuns.